Astăzi, fraților, o să fiu shawarmar timp de 24 de ore. Și vă dați seama că vom face acest lucru pe un joculeț numit Shawarma Legend. Deci o să devenim o legendă a shawarmei. Am văzut și eu joculețul acesta la Irafael și îi dăm credite pentru acest joculeț. Și vreau să-l testez să vedem, bă, sunt bun la shawarma sau nu sunt bun. Ia să vedem ce avem aici. Start the day, avem shop, dar ce să cumper, că n-avem niciun ban. Haideți să începem prima zi ca și shawarmar. Bă, cât de greu e să faci o shawarma? Ia, are you ready? Sunt pregătit, tataie, ia să vedem. Mamă, și aici tăiem cărnița. Nu e rău, nu e rău. Make a shawarma sandwich. Hai să luăm tortilia. Luăm niște puișor aici, punem pui. Trebuie să punem niște cartofi la prăjit, nu? Sau? Ce trebuie să fac aici? A, feliem cartofii. Da, tată, aia zic. Ia, am băgat cartofii la fript. 10 secunde, 9, 8. Mamă, cel mai bun shawarmar din camera mea o să fiu. Ia să vedem, se termină cartofii. Bam, am azvârlit cartofii aici. I-am pus în shawarma. Și atât? Atâta putem să facem? Nu salată, nu sosuri. Hai să... A, ce? Bă, ia uite-mă, și sosuri și castraveți. Aia zic, tată, dă-le încoace că avem nevoie de ele. Perfect, ne-a dat natică asta. Perfect, punem niște maioneză, ce-o fi asta. Niște castraveciuri, mie nu prea-mi plac castraveții în shawarma, vă zic sincer. Și cred că, ia uite, mamă, am făcut prima noastră shawarma. Am băgat-o aici frumos și gata. A venit Abdul. Ia Abdul o shawarma. Ia Abdul o shawarma, sau cum eu dau? Vrei o shawarma? Ia o shawarma, Abdul. Bun, mai tem aici niște cărniță să fim pregătiți pentru următorii clienți. Bam, 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 bam. Ia uite că ne-a dat și bani Abdul. Pregătim aici următoarea, luăm bănuții. Bună ziua, tanti Maria. Ce avem aici? O shawarma pentru tine? Desigur că da, poftim. Mamă, deja avem clienți. Avem clienți, forță. A venit Nea Mărin. Bună ziua, domnul Mărin. Haideți să vă dăm aici o shawarma de cea mai bună calitate. Poftiți, regele. Între timp, o să mai tăiem niște cartofiori aici. Mamă, dar avem clienți ca lumea. Nu o să mai avem foarte multă carne. Și vedem că are o inimioară acolo. Cred că e cât de mult așteaptă cumva. Ia, iar Georgele, bag acolo. Bun. Și tu vrei o shawarma? Cum să nu, cum să nu. Tăiem aici frumos cărnița și pregătim shawarma la băiat. O împachetăm. Și oare ne lasă mai mulți bani dacă o facem mai repede și nu așteaptă după ea? Mamă, nu mai avem chestii, din păcate. Mamă, vezi că deja încep să mă pricep. Ia, șefule, trebuie să tăiem niște cărniță rapid. Nu mai avem maioneză. Bă, ce are, bă, ăla roșu la nas? Are ceva la nas. Deja eu zic că mă pricep. Deci chiar pot să mă angajez ca și shawarmar. Salut, șefule, pac, așa. Cu de toate i-am pus și cu ceapă și cu ce a vrut el. Mă rog, n-am ceapă, dar înțelegeți voi. Bun, următorul. Ia, bă, Mariane. Ce zici, mă, Mariane, ai venit la o shawarma? Pachetăm frumos aici. Ce-am făcut? The day is over, păr și Marian. Dracu, Marian nu mai mănâncă în viața lui. Ce să facem? S-a dus, e 8.00, s-a dus programul. Dar am făcut 49 de bănuți. Ceea ce înseamnă că putem să cumpărăm niște chestii. Nu putem să cumpărăm nimic, aparent. Sunt foarte scumpe lucrurile. Da, deci momentan nu ne permitem prea multe lucruri. Adică ketchup-ul care... Ba nu. Sucul e 150 de dolari și cea mai ieftină chestie. Nu o să ne mai trebuiască încă 2 zile pe lângă ce am făcut în prima zi. Așa că hai să trecem aici. Să fim shawarmar pentru o săptămână. Nu mai suntem 24 de ore. Că trebuie să facem bani acum. Bun, punem la prăjit cartofiorii. Gigel ăsta trebuie să ne dea ce ne-a dat și în prima zi. Hai, dă-mi aici, bam, aprovizionăm. Mamă, cum aruncă! Bine, mă, Gigele! Vrea 2! Bă, de unde scot eu 2? Gata, lasă-mă. Dăm și cartofiori, îi rulăm. Bam, mamă, și ăla vrea 2! De unde scot eu, frate, 2? Bă, dar au început să vadă că e shawarma bună la mine. Ia uite, a venit și mama e cu una. Mama e, stai la coadă. Stai la coadă, că e jale aici. E jale aici, trebuie să mai tăiem repede niște de-asta, ce-o fi, carne. Mamă, bă, câți clienți, e full speed up aici. E full speed run, nici nu mai știu să vorbesc. Banii, nici nu mai trebuie banii. Mama e, nici nu spun. Fii atent că nici nu spun toți. Nu i-am pus. Doamne. Ia. 88% s-a prins, mama e, că nu i-am pus full carne. Doamne. Mama e, s-a prins. Repede niște cartofi.
până nu se supără ăla. Bă, partea bună este că face mai mulți bani acum, pentru că vin mult mai mulți clienți, dar este mult mai time consuming ce se întâmplă aici. Mamă, mi-a lăsat și banii. Deci banii nici nu-i culeg, nu-mi trebuie banii. Hai să-i luăm aici până se fac cartofiorii. Bam, perfect. Mama, a venit Abdul, Abdul vrea două. Ia Abdul. Tem cărniță repede, repede. Bă, pot să pun două? Nu pot să pun două, câte o șaurma pe rând. Așa, perfect. Hai că încep să mă învăț. Merge mâna. Eu zic că merge mâna de șaurmar. Abdul, aștept și tu, tată, puțin. Mai avem maioneză. Da, am aprovizionat. E nașpa cu cartofii că trebuie să stai și să-i tai. Ar fi fost tare un mecanism ceva să se taie singuri. Mamă, deci aici, deci ca și șaurmar trebuie să fii full multitasking. Bă, tataie, te cam grăbești. Hai că îi dăm lui tataie să te ia doar pentru una. Abdul are două, are și el mai multă răbdare. Gata, bravo Abdul. Punem cartofiorii la făcut că nu mai avem cartofiori. Ăsta e doar unul, așteaptă. Bă, se duce ziua și n-au luat banii. Mamă, ce șaurmar prost sunt. Bro, erau bani pe jos și eu nu i-am luat. Că scrie, nu vedeți de facecam-ul meu, dar aici e ziua și ora. Bă, și am ratat niște bănuți buni, sincer. 90 de dolari avem în momentul de față. Haideți să băgăm forță o zi, ziua 3. Hai, începem aici frumos în ziua 3. Știți ce o să fac? O să tai cartofii, punem cartofii la făcut și o să tai multă, multă, multă carne. Hai, spamăm aici tot, bam. Perfect, multă, multă carne. Tataie, stai așa că a început ziua. Lasă-mă să pregătesc aici marfa. Știi, multă, 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 multă carne. Fie carne aici gârlă, bam. Și cartofi mulți. Ăștia așteaptă. O shaorma jamaicane, gata jamaicane. Vine shaorma pentru tine. Cu de toate la tataie. Perfect, împăturim. Ia tataie, frumos. Uite că parcă merge mai bine așa când ai mai multe lucruri. Așa, cine a fost primul? Poftim. S-au făcut cartofii. Bă, parcă merge mai bine. Uite că ne învățăm cum funcționează. Ia neamărine. Le-am dat numele la toți, ești nebun. I-am botezat pe toți. Bă, stai să luăm banii, ok? O să fiu atent și la timp. Iar o să fiu atent și la timpul pe care îl avem pe zile. Asta trebuie să-i facem una. Ce? I-am făcut două. Regele. Ia uite, a venit băiatul cu două șaurme. Bă, dar tu ai voie cu la șaurmă cu... La vârsta ta ești nebun, ai trei dinți în gură. Uite-te și tu la el. Stai să-i dăm la gagica asta. Mai tem niște carne să ne ajungă cărnița. Perfect. Oare ne dă 100% doar dacă îi facem în timp util? Cred că da. Ia să vedem. 100. Mai apucăm vreo 2-3 șaurme, zic eu. Buci, și a venit, a venit călugărul. Stai, călugăr. Nu mai plânge, mă. Ia uite la el, plângea. Bun, 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 bun. Cartofi nu cred că mai facem. Dar sper să-mi ajungă maioneza. Perfect. Cine era primul? Ăsta din stânga era primul. Mamă, nu mai avem carne. 30 de secunde. Hai. Tăiem aici la cărniță și dăm niște d-astea. Mamă, full speedrun, ești nebun. Cookie clicker ce aici. Cookie clicker. Mamaie, nu te supăra că acum e cea mai bună șaurma de ai mâncat-o în viața ta, mamaie. La 80 de ani ai tăi. Nu te supăra. 10 secunde. Nu mai apucăm să facem. Eu dau așa, fără cartofi. Ia, să supără pe mine. 67%. Bă, 174 de dolari avem momentul de față. Nu vedeți că sunt în dreapta sus, dar vă zic eu, uite, îi vedem și la finalul zilei. 10 customers, deci 10 oameni fericit de la shaorma mea. Full respect, aia zic. Momentan putem să cumpărăm două chestii. Deci putem cartofii și putem să cumpărăm și juice. Care ar fi mai bine, cartofii? I can teach you how to cut the potatoes faster, ok. Și zice cool and refreshing orange juice, very delicious with this heat. Ok, o să merg pe cartofi. Mergem pe cartofiori, 150 de dolari. Prima noastră achiziție ca și șaormară. Tăiem cărnița aici, multă, multă, multă. De fapt, hai să tăiem cu... Uite, mamă, chiar taie repede cartofii. Deci cartofii erau o problemă înainte, că stăteam foarte mult după ei. Foarte mult după ei. Bun, trebuie să tăiem multă, multă carne. Ați văzut că a fost bine când am tăiat ziua trecută. Multă carne. Ăsta ce frezare, abia ce s-a trezit, ești nebun. Mai tem niște cartofi. Bun, prima șaormă de astăzi. Poftiți, domnule, poftiți. Două șaorme aici, frumos. Bă, dar dacă stau cartofii prea mult, ce se întâmplă oare? Ce se întâmplă? O să aflăm probabil. Cine e nerăbdător? Hai că ăla are doar una. Tu mai aștepți că ai două. Ia mă, nu te plânge, ce bă, că ți-am făcut rapid. Și șaormar îți mai face așa rapid. Două șaorme, ești nebun. Iar a venit mama, i-a plăcut aseară ce șaurma i-am făcut.
Mamă, te pun mama e de bacșiș. Trebuie să mai tăiem niște cărniți. Așteptați puțin, așteptați puțin, nu vă grăbiți. Luăm banii, să nu uităm de ei. Tăiem cartofii. Hai că merge treaba aici. Mă doare mâna de cât apăs pe mouse. N-aveți idee ce se întâmplă. Mamă, pe ăsta nu l-am mai văzut. E prima dată când încearcă șaorma de la noi. Cartofii înapoi. Bam, frumos, dar ați văzut că nu stau foarte mult să aștepte după aia. Adică mie mi se pare tare. Uite, ăsta a venit în prima zi. Doar o bară i s-a ridicat. Deci doar o singură bară. Bă, s-a dus ziua și n-am apucat să iau banii ăștia. Mamă, nu sunt atent deloc la bani. Dar avem 108 dolari. Trebuie să facem 150 de dolari pentru sucul ăla, frate. Să vedem care e faza cu sucul ăla. Așa că hai să mai băgăm o zi. Bă, pe ăsta n-apuc să-l fac. Deci chiar n-apuc să-l fac pe ăla cu două. N-am ce să fac. Îl dau lui ăsta, perfect. Dă bani încoace și s-a închis ziua că am fost atent. Ăsta se supără, dar n-am ce să-i fac. The day is over. Am făcut 200 de dolari. 91 astăzi, nu e rău deloc, începem să facem chiar 100 de dolari pe zi. Dar cu suculețul ăsta eu cred că o să facem mai mulți bani. Haideți să vedem, că o să fie destul de ușor să dai sucul ăla, cred. Hai să vedem, prima zi cu suculețul. Ia, ia uite și cu suculețul. A, și facem aici stacking, nice. Te pup, Abdul, gata, tata, acum se pregătește cea mai bună șaorma. Ia uite și cu suculețul, vrea și suculețul, bă, băiețelu. Ia aveți Abdul aici, ia bam una. Ce-mi place când e făcut totul așa și nu mai trebuie să stau după fiecare produs să se facă. Ia și un suculeț. Păi suculețul e ușor de dat, adică chiar mi se pare super rapid suculețul. Bam, încă una, dar vrea două suculețe, ia tată, două suculețe, e... E loc pentru toți. Că unul, perfect. Mamă, deci am mână de șaormar deja. Deja știu. Bam, la băiatul meu. Trebuia să-i dau la ala din dreapta, că aștepta de mai mult timp. Dar asta este. Mă revanșez acum cu un suculeț pentru el. Ia șefule, luăm toți bănuții. Mai tăiem niște cărniță. Foarte bine. Trebuie să aprovizionăm aici cu toate lucrurile. Dăm suculețul prima dată la băieți. Tanti, nu te-am uitat. Stai acolo, tanti, imediat. Mamă, l-ai supărat că stătea după ușa urma. Stați așa că e joalete. Mă și încurc aici. 30 de secunde. Mamă, ne-a dat bani mulți ăla. Mama, a venit și mama e. Mama e, ți-a plăcut ușa urma de alaltă ieri? Ți-a plăcut, mama e. Ia mă, ăsta are două. Am mai avem carne. N-aș pa că trebuie să tot stai să tai carne. Ar trebui să fie automat să tai carne. Ar fi mișto sau pe cineva. Gata, 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 nu te supăra. Te supăra, șefule. 8 secunde, stai să luăm banii. Îi dăm lui mamaie că aștepta. Și suculețul. Și gata, mamaie, dă banii. Mamă, ce la fix a fost. Mamă, dor mâinile, efectiv. 193 de dolari. Mă rog, bănuți de ăștia avem. Respect. Hai să mai facem o zi ca și șaormar. Să vedem. Iată, îmi punem prima dată cartofii la făcut, pentru că ăștia durează cel mai mult. Băgăm niște cărniță până se fac, băgăm multă, multă, multă cărniță, să încercăm să ne, să ne ajungă cărnița pe toată ziua. Ideea e că avem cerere mare, chiar e cerere mare. Gata, șefule, o șaorma imediat vine. Mamă, le-a vrea două cu două. Bun, mai punem niște cartofiori. Cred că trei porții de cartofi pe zi ne-ar cam ajunge, zic eu. Bun, perfect. Perfect, bun. Două suculețe la băiatul. Au, te-a venit mamaie de dimineață să-și bage șaorma, ești nebun. Mă, ce se întâmplă, nu? A, ok, a fost ăla primul. Greșeala mea. Perfect, închidem. Ia, șefule, nu te-am uitat. Au, te că și ăla e supărat. Bă, dar ce repede se supără acum, vedeți? Se supără repede rău. A, mamaie. Perfect, luăm bănuții. Asta vrea doar una. Fiecare zi vine și cere câte una. Bam, așa, mai tem niște cartofiori. Aprovizionăm aici la carne cât e mai liber. După aia o să se aglomereze, perfect. Ia un suculet. E bine să aprovizionez când e mai liber. Mă rog, aprovizionez, să mai faci stocul. Perfect, tu știu că vrei o șaorma 100%, că te-am mai văzut și ieri, gogule. Bam, așa, cartofiorii. Mai băgăm niște cartofi? A, vrea și suc, mă scuzați. Ia și suculețul, șeful. Mă, dar azi e mai liber. Sau le fac eu mai repede? Au, nici n-a venit și i-am dat șaorma, ești nebun. Mamă, insane. Insane, sincer. Ce se întâmplă aici? Mamă, ce repede mă mișc. Au, te pe Abdul, l-am făcut fericit. Mama, asta nu mai avem carne. Se supără pe mine dacă nu-i dau carne. Trebuie să curățăm repede aici niște carne. Mă rog, nu curățăm. Am niște carne jos de pe proțap. Mai facem o tataie doar. Nu cred că mai apucăm încă una.
Ar fi prea speedrun să mai facem încă una. Ia și suculețul. Ia mă că mai facem una, repede. Repede, repede, repede. Și dă-i la asta, bam. Și suculețul, dă banii. A, da banii, mă. Bine, mă. Hai că a fost o zi bună. Ia să vedem, putem să cumpărăm două chestii. Deci avem așa de ales. Să facem shawarma grill sau să adăugăm mult mai repede lucrurile. Eu zic să încercăm asta cu grillul. Să vedem cum funcționează, pentru că s-ar putea să facem mai mulți bani. Eu văd chestia asta cu grillul că e mai premium cumva. Cartofii, nu uităm de carciofi. Cred că punem grillul după, adică nu încălzim acum shawarma, facem după cumva. Ia să vedem cum e grillul ăsta. Să vedem cum e grillul. Ah, ok, deci punem acolo și să face pe grill. Asta nu e rău. Asta nu e rău, dar opa. Bam, mamă, trebuie să fim atenți și la asta. E jalete, ești nebun. E jalete că trebuie să fim atenți în 100 de părți, fratele meu. Și bine să nu se ardă. Trebuie să facem un test dacă se arde sau nu. Ia o shawarma, șefule. Mamă, da, 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 se arde dacă o lași prea mult. Mamă, e insane de greu, bro. E insane de greu. Cred că facem într-adevăr mai mulți bani. 60%. Să nu mai treci pe aici. Să nu te mai văd. Să nu te mai văd, frate meu. Bam, o dată. Ia frumosule. Bam, a doua oară. Trebuie să trag. Poftim. Și am scăpat și de tine. Bă, dar de ce vin copii să mănânce shawarma? Bă, mâncați mâncare gătită, nu shawarma. Mă rog, și eu aș mânca shawarma ca și copil. Pa, era să se prăjească aici. Copiii nu-mi lasă bacșiș. Nu vreau, vreau bătâni Abduli. Vine Abdul să-mi dea bani aici. 4 secunde. Dăm aici la tataie. Tataie, banii, tataie. Nu mi-a dat banii, bă. Și erau buni banii aia. Și am făcut $237. Mă doare mâna de nu mai pot. Dar pe voi nu trebuie să vă doară mâna. Să lăsați un like acolo. Fraților, cam acesta ar fi episodul. Am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!